Poliția de frontieră continuă și în această săptămână măsurile de supraveghere la frontieră și de fluidizare a traficului în punctele de trecere, măsuri dispuse în actualul context special al sărbătorilor pascale. La nivelul întregii țări, aproximativ 4200 de polițiști de frontieră vor desfășura zilnic misiuni de supraveghere și control la frontiera de stat. Un exemplu este suplimentarea personalului necesar pentru controlul documentelor de călătorie, măsură adaptată la infrastructura fiecărui punct de trecere a frontierei, astfel încât să putem asigura derularea unui control eficient și optim pe ambele sensuri de deplasare. În egală măsură vor fi suplimentate arterele de control până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere. Suntem pregătiți să folosim și stații mobile de control dacă situația o va impune. Precizez faptul că reprezentanții Poliției de Frontieră Române mențin în permanență legătura cu autoritățile de frontieră din statele vecine, alături de care se efectuează controlul comun la frontieră, în vederea dispunerii de măsuri pentru perioada următoare. Recomandăm pe această cale persoanelor care doresc să-și petreacă sărbătorile în afara granițelor țării să folosească toate punctele de trecere a frontierei deschise în regim internațional. Pe această cale aduc aminte că la frontiera cu Bulgaria sunt operaționale 11 puncte de trecere a frontierei, iar la granița româno-ungară sunt operaționale 12. Informații privind traficul transfrontalier pot fi obținute accesând oricând aplicația Trafic Online disponibilă pe site-ul instituției sau prin apelare la linia telefonică special creată pentru informarea publicului 021 9590. Aceasta funcționează în regim permanent. Cu mențiunea că suntem la datorie și în această perioadă, vă rog să-mi permiteți să vă urez, în numele întregii echipe a Poliției de Frontieră, sărbători liniștite!